câteva cumpărături făcute și la Lidl. Am cumpărat acest hrean japonez. Știți că mie îmi place cu pești. Am găsit la reducere acest platou de antipasti sau aperitiv. A fost probabil promoția de iarnă cu pomul de iarnă. Arată cam așa într-un. Ardei umplut cu brânză. Aici niște ciuperci tot cu brânză, ceva. Acesta e ceva picant pentru uns pe pâine. Asta nu știu ce sunt. Aici sunt măsline. Aici iarăși ardei umplut cu brânză, probabil picanți. Brânză de vaci cu pătrunjel și... Da, a costat normal 5 euro și acum costă redus 2,50, a fost 50% ieftinit. Am mai cumpărat și această brânză, tipic mexicană sau eu știu, este cu chili înăuntru, bucățele de chili, știți că mie îmi place picant, ardei roșii. Știți, nu adică cu vârf, nu, cum sunt ardei galbeni, nu știu cum le zic pe românește, prânză, feliuțe, un brocoli, pentru tiroida mea, îl face așa în aburi și îl mănânc numai așa crud sau cu sare, trebuie iod pentru tiroida mea, deci aici este hrenul acela japonez, piept de pui, aici este un pește deja pane, făcut în congelator, asta așa de repede, dacă vin de la lucru, repede îl arunc în, la prăjită în cuptorul meu, bine cunoscutul vostru cuptor, aici ciuncă, salam de pasăre, am găsit acei peștișori nori, lax, nori, cum îi spune, somon sau așa ceva se numește românește, care la fel are și el aici acest wasabi, acest hrean japonez. Un la cafea boabe, un kilogram că s-a terminat și morcov bio. În rest, apă minerală, cola și eu știu ce mai este, plus ceva, aceste paste chinezești, se va face ceva chinezesc, cu carne de pui, cu morcov, cu ardei, cu acestea, nu știu cum se traduc în românește, sunt mungos prosen, se numesc, nu știu, Patrice Moi la traducere. Da, în rest, nimic interesant, pentru că avem ce ne trebuie, asta doar așa printre. Am fost în trecere și am cumpărat unele lucruri care trebuie. Bun, ar mai fi mai multe, dar alea nu mai le filmez. Nu sunt deloc importante. Cam asta a fost. Am să ne vedem și cu alte vloguri pe live, iarăși, în rest, o seară frumoasă și da, pe data viitoare. Ciao.